Salut, oameni buni! Bine ați venit la un nou draft! Footies este aici! Am avut niște drafturi filmate câteva zile înainte să apară această nouă promoție. Se relansează cardurile de mare învergură. Cristiano Ronaldo, Team of the Year, în continuare în pachete cu Messi, Mbappé și alții. Jucătorii pe care avem cei noi, ăștia roz, văd că sunt la SBC sau obiective, nu cred că sunt în drafturi, dar cu siguranță sunt niște drafturi bune la momentul actual, pentru că avem aceste carduri în pachete. Cu siguranță îi vom găsi și prin drafturi pe băieții grei. Am dat un draft, n-a fost cum trebuie, mai încercăm. Poate și drafturi cu super carduri, super rating, toate cele acolo, să forțăm cu un 4-2-3-1. Hai, 4-2-3-1, capitan. Gomez de 96, Sancho de asemenea. Mai avea câțiva jucători interesați, dar Alejandro Gomez cu 5 stele la Wickford. Cardul Summer Star e direct acolo, mamă, cu un Maradona și un Messi. Ar fi trei argentinieri glorioși. Nu cred că se va întâmpla. Sesinia, vârf. Îl avea pe Benedetto. Și încă un cam. Uau, Neymar! Este Neymar toți de 96. Facem draftul finalei Copa America. Cred, în principal. Că am prins numai brazilieni și argentinieni. Neymar și cu Alejandro Gomez, formidabil. De văzut ce jucători mai vin. Casemiro. E un start, hai și cu Casemiro. Un jucător care merge și cu Neymar și cu acel Gomez. Un al doilea CDM, poate fi Florentino. Neymar are full. Asta va conta. Hai să vedem în apărare dacă putem face o defensivă tare. Am mai făcut draftul Copa America, dar n-am făcut draftul finalei cu Brazilia și Argentina. Mai e Varan, ar avea link-ul cu Casemiro, dar hai cu Marquinhos, celălalt fundaș central. Tot Varan aici și parcă s-a legat foarte bine. Rafa Varan, fundașul dreapta, Paredes, așa da, Paredes, Marquinhos acolo, schimbăm partea frumos. Chiar e ce trebuie totul în acest moment. O echipă care pare a fi foarte bună deja. Ne mai trebuie un atacant și am scos-o la capăt. Ferland Mendy, link-urile verzi. Nu cred că ne vom complica de această dată. Luăm jucătorul de 83, dar jucătorul potrivit. În poartă, ce bine că n-avem niciun brazilian, niciun argentinian. Este Van der Sar, portar. Van der Sar, hai că în moment mai luăm și goalkeeperul de rezervă. E Ederson. Și cred că va trebui să iau Ederson. Nu știu dacă putem face aici o excepție. Totuși Van der Sar ar fi tare de tot în poartă. Alessandrini e ce trebuie, 92. A primit un card footies fabulos. Buendia trebuie luat de aici. Și avem o echipă aproape completă cu astfel de jucători. Agüero. Kun Agüero. Însă nu știu dacă vor juca toți. E cam greu. Souza nu cred că ne ajută. O să-l aleg și pe el. De aici probabil Sterling, cea mai bună variantă. 91 rating. Cred că vom avea un 191. Kent face schimbul cu Sterling. Ne păstrăm la 91. Mai avem banca, dar de aici ar putea veni jucători care să nu fie chiar ce trebuie. Campos, unul dintre ei. Încă un jucător, Makelele, bine rău de tot, Makelele în echipă, îl pun CDM, chiar un jucător senzațional pe plan defensiv, avem Kem, este ce trebuie, 191, 2 icon, încă 3 jucători de ales, unul este Fernando care merge mai bine decât Casemiro, are avea link-ul verde cu Gomez, dar încă nu știu exact cum am putea să facem acolo, în defensivă. Apare Shaw și mai avem încă un fundaș. Un fundaș în prezența lui Van Aanholt, foarte posibil. Hai că îl iau pe el. Da, hai că o să-l țin pe Casemiro. O să scop pe Benedetto. Sesinia trece vârf, Neymar cam, Gomez și Alessandrini. Vor fi forță pe laterale amândoi și Alessandrini și Gomez. Nu o să bag chiar toți jucătorii care au naționalitatea argentiniană sau braziliană. Am prins ca mulți și hai să o jucăm așa. Totuși avem un draft cu un prim 11 în care avem 2, 3, 4, 5, 6, 7 jucători ai finalei Copa America. Plus încă 3 pe bancă, 4 dacă l-am pune și pe Souza. Antrenorul, foarte important, și este Bielsa. Super tare Bielsa.
O să-l pun și pe Ederson în poartă. Considerăm că e portarul titular al Braziliei, nu putem rata pe asta. Ar avea 8 game, merge. E în regulă. Legendele în imagine, Van der Sar nu joacă, Machiavelli va face. 4-2-2-2. Leo Pecco. Are Yarmolenko de 94 lângă Jesus, Bruno Fernandes, totuși Andre de Gold, Van Dijk de Gold, doar 90 rating, însă nu pare că a făcut vreun challenge cum am făcut eu. Iar Yarmolenko e cam greoi, foarte înalt așa, dar puternic, însă nu prea contează la acest joc. Hai să vedem care va fi soarta primului meci. Gomez pentru Cecinia. Vine Neymar în careu, ce fentă Neymar, nu este gol din prima, dar este din a doua încercare, deja mă bucuram acolo, credeam că va marca Neymar. O face, am avut posibilitatea să șuteze încă o dată și facem aceste modificări. Cecinia, Alessandrini, în careu, este o pasă la Neymar. Neymar rămâne la balon, este încântător, face 2-0. Cecinia, ce pasă pentru Neymar. Neymar peste portar, e lobul care îi oferă un hat-trick lui Neymar în 38 de minute. A făcut o greșeală acolo, Gomez pentru Neymar, 4-0. Neymar, exterior, ce șut, 5-0, superbă execuție din partea lui Neymar. Alessandrini, foarte bine, dă brijda lui Neymar, un clasic al acestui joc. 6-0, completăm setul. Cecinia, din nou Neymar. Neymar, da, nu scoate portarul, un nou exterior. Aș fi vrut să fac o braziliană peste portar, dar n-am putut să fac braziliană dacă nu l-a scos. N-aveam nicio șansă. Oh, 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 Mendy Gold. Iată ce poate să facă. Mare foarfecă, e o minge lungă pentru Neymar. Portarul iese cu succes. Oh, ia roșu acolo. Avea galben pe Virgil, le-a făcut pe toate, a luat și cartonaș roșu. Alessandrini, Neymar nu este ținut acolo, penalti. Portarul îl pune jos pe Neymar, colegii de la Naționala Braziliei, duelându-se acolo. Și va fi un penalti executat de Mendy. Hai să dai Mendy un gol. Ba nu, am bătut pe centru, asta pe centru, aia e. Neymar, braziliana, este în careu, Alessandrini, minge la Gomez, puțin mai greu pe acolo, sunt foarte mulți jucători în careu, dar este gol. 8-0, închidem aici meciul, mergem către a doua partidă. Al doilea meci, Kane 98, Griezmann de 95, Garincha, Pogba în stânga, dar probabil trece în centru lângă Andre. Da, o echipă de 91 rating, destul de bună. Neymar. Iese cu portarul. Ne facem spațiu pe acolo. E greu să-l ții pe Neymar, asta e clar. Wow! Cum adică erau vreo 6 oameni acolo și Neymar a trecut el și a marcat. Cecinia, șut la scurt, gol, 2-0. Merge foarte bine jocul, avem 4 oameni foarte buni. Pare de oricând ar putea să treacă lângă Machelele dacă va fi cazul. 5-5 acolo, pare de este un jucător care ar putea fi mijlocaș box-to-box. Ah, Paul a scos Ederson, e portar de mare anvergură. Gomez, îl are pe Neymar în careu. Neymar a primit, dar Felipe respinge într-un mare fel de acolo. O să mergem pe centrare. Felipe din nou prezent și foarte sigur acolo în defensivă. Oh, Griezmann, gol Griezmann, 2-1.
În ultima vreme n-am mai reușit să îmi închid fazele cu șut la poartă. Neymar, superb aici, tot cu Neymar facem diferența. 3 la 1, încă din startul reprizei secunde, e ce trebuie. Oh, frumos. Unde brige acolo, foarte mult spațiu pentru Chiesa. Oh, nu, a scăpat Gary. Șansă foarte mare, dar preferă lobul. N-am scos portarul deloc acolo. Oh, ce pas. Chiar la fix aici, portarul este jos. Alessandrini marchează golul 4 și cumva ne oferă siguranță pe finalul de meci. Bună pasă. Alessandrini, portarul iese. Este o dublă a lui Alessandrini. 5 la 2. Gomez, da, asta e, bă, ce fază face Papu Gomez. Un zeu absolut, un bărbat of cancel, super mișcări acolo și am tot marcat în ultimele minute, deja o diferență mare de scor. Neymar în careu, înscrie golul 7, nu mai joacă oponentul. A lăsat controllerul jos în loc să iasă, era simplu, putea să închidă meciul. Flair final, 7 la 2 e scorul meciului 2 și mergem către al treilea. În semifinală, 194-2-3-1 defensiv, Sterling 96, Ronaldinho 95, mega mingicar, dar Haller e vârf, nu știu ce caută acolo. Un sistem de asemenea destul de defensiv. O, a primit Sesinia, trage Sesinia, e gol! Și Benedetto oferă și el un asist, apare acolo... În această fază, imediat iese și se fac mai multe schimbări în tabăra adversarului. Intră Atal. O să fie câțiva jucători noi pe atac. Era clar că Haller nu poate să rămână. Sterling! Da, e eficient. Un card fabulos pe care l-a primit Raheem Sterling. 1-1. Atal! Gol Atal, m-a întors. Are 2-1 și este Atal de 87. Un card care încă își face treaba. Are 5-5, super ok. Bun, Neymar e gol, bară gol acolo la scurt, 2-2. Mamă, l-am și funarul pe Atal, l-am tot faultat. Cu cine prindea în banc direct fault. Ia Tal pe jos în ultima vreme, să știe de frică. No! Deci n-ai cum cu Sterling. E varianta de Neymar, adversarul meu. Cum la noi e Neymar aici, face treabă. Sterling va fi la fel de bun. Da, trebuie să modific la mijloc acolo. Casemiro va ieși, n-am încotro. O să-l bag acolo pe Luke Shaw. Este un meci destul de complicat în care va trebui cumva să... Facem diferență, mai avem nevoie de un om acolo, Paredes ne-ar putea ajuta. Sesinia, haide, du-te! Sesinia, la scurt, este 3-3 și atacul a plecat din zona centrală de la Paredes. Foarte important Paredes la faza asta. Oh, Neymar a rezistat. Alessandrini șutează și e gol, este 4-3. Ce revenire! Sesinia este bară și ce gol ar fi fost. 4-3, am întors acolo în ultimele 20 de minute. Avem parte de o finală în acest draft al finalei Copa America. O nouă finală de draft, 191-5-2-2-1. Îl are pe Torres, Xavi... Este Acuña acolo, dar Oyarzabal cu Iñaki Williams, n-am idee de ce sunt prezenți. Militao e bombă. În schimb tot așa, un Titi cu basic pe el, deci aici ce e nevoie neapărat de 3 schimbări. Dacă au loc cele 3 schimbări, e rupere. Torres, oh, ce fines! Și s-a pus pe jos acolo Ederson, i-a lăsat poarta liberă lui Ferran Torres. 1-0, a intrat Lukaku, Nani și cred că a mai intrat încă un jucător. Da, Alfonso Davies. Deci au fost cele 3 schimbări. E într-adevăr un draft foarte bun.
scos portarul strategic pentru că l-a băgat pe Davis pe linie, dar îl lovește mingea pe Davis. Nu mai știa ce se întâmplă. 1 la 1. O greșeală. S-a grăbit puțin cu portarul. No! Am fost nevoit aici să fac un fault. Ar fi scăpat, e lovitură liberă. Din nou să facem acea modificare cu Paredes. Bară! Gol! Wow! Ce lovitură liberă aveam și om pe linie. Dar aproape să scăpăm fără gol primit aici. Mai mult autogol al lui Rafael Varane. No, Romelu, drag back. Foarte bine jucat. Da, două goluri foarte bune. Neymar, foarte bine aici, scoate Van der Sar, nu pot să cred, bolul scup. Hai Neymar, nu se poate, deci nu concretizăm niciun atac, Van der Sar a scos-o și pe asta. Exterior de al lui Neymar, era pe zona centrală, e de neînvins de data asta Van der Sar. Nu cred, deci n-am cum să-l înving pe Van der Sar, nu se poate, puteam să marchez cel puțin încă două goluri. Da, era cum este prea târziu. E un finesc care oricum se duce pe lângă. Nu, no, prea multe ratări din păcate în finală și un draft cu 3 victorii. Pentru cele 3 victorii este un primul gold player's pack acolo și încă un gold player's pack. Pe acestea două le voi deschide. Am mai multe pachete pe aici, dar deschidem primul pentru cele 3 victorii. Jucător pe acolo, n-avem niciun car special în primul. Da, nici Birds. Este Davis, Ben Davis de la Spurs. O să dau cu X-ul jucătorilor, e și super tot acolo pe care bineînțeles că îl am în club. Încă un pachet cu un jucător rar. Hai să vedem dacă ne aduce ceva. Aparent nu. Ei bine, da, acesta a fost draftul cu brazilienii și argentinienii. Au fost foarte multe goluri. O finală cu prea multe ratări, dar per total foarte tare a ieșit totul. Nu uitați de like acolo dacă v-a plăcut acest draft. Cam atât. Pa, pa!